pentru faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, ca mare dăruitor, nu și-a găsit liniștea încă de la naștere în mijlocul omenirii pe care o iubea, iar în al doilea rând, pentru pruncii care au fost uciși. Tocmai despre acestea, despre aceste lucruri, ne aduce aminte sceneta numită Biflaim, pe care și de această dată tinerii din localitate, dorind să ducă tradiția satului mai departe, o vor interpreta în această seară. Și Domnul Preot, de astea să-i închinăm cu toți și cu multă credințare, vreți să
suntem cercetați de cei de mânașterea mare. Numai tu, fratele, ca pirate, pirate furcate, numai tu nu vrei să crezi din țar și nu trist. Nu te temi că te bărbaia ta are grele pe cap? Tu ce rezi pe părinte, ascultă și amele cuvinte. Dă cu el ciumă și rezi, spele cu neșie, dar să nu se le crească, să vede legea creștinească. Împărate pravestite, spun și eu prea umilite, vezi cu ăștia nu-i putință, că-ți vorbesc într-o credință. Mai bine cu linușire să vii scos pe tău de fire, să ne scoți la animale, de împăratul cel mai mare, cu devii s-a lăsat să-l ucidă așa să facă. Bărbate, foarte învățate, eu văd că tu ai dreptate. Fraților, să-mi dați iertare, că ceram în turburare, dar în cuce de dreptate, vă dau și eu dreptate. Poftiți merge de la plat și venite mă înființați, că mă-nchin și eu în Dumnezeu. Bărbate, împărate, dacă nu se poate, să se întâmplă vreodată să ai o inimă curată, cu un plicul în cușel, trei fete de creasă în șel. Vă lăsați, eu mă numesc, la urmul îi dăruiesc, Dumnezeu de la spart și zbindă-i aducând la Melchior, eu mă numesc și dăvâie. Eu văd pe de mine și ochii spați, că la mine nu se mai apa. Pe mine mă ia cu minune, că sunt cu înșelăciune, dar acum și ce le face dacă nu se vor împace? Bine știu eu ce-o lucra, că și nori vor lăprima. Comincii mă la optaș, prin moarte să facă pas. Prin sânge să facă baie pe toți crucii să-mi tare. De la 2 ani în jos să-mi tare pe Hristos. Ba mai bine mă ascultă, nu face tăiere crută. Tăiere, tăiere, groaznică tăiere. Lasă, nu fie tăiere, fie numai părere. Orunca mea terminată, la toată armata, împărăliată, cu pluma să nu se puie, pe toți crucii să-mi tare. Fără de voie, fără de milă, crucii de 2 ani, fără de milă. Sfatul meu acesta este să te lași de acea poveste. Irod împăratul mare, a tăia crucii în stare, dar Iisus a părăsit, mergându-te în Egipt. Împărate prea înaltă, să trăiești cu bunătate la porunca ce mi-ai dat și a să-mi pruncea întâia. Împărate prea vestite, multe zile fericite astăzi, toată țara plânge de-a sa vărsar de sânge, de la 2 ani și mai mici, am tăiat 1000 de fruse. Of, ce plângeau mamele de necasă marele și tatăl s-a înfiorat cu lumea binecuvântare. Tăceți, mamelor săraci, că noi n-avem ce nu facem, noi porunca mă plinim la acest lucru cu fi. Mai bine ca mamele să plângă decât împărăția să înfrângă și decât să-mi ia domnia, urgititul de Mesia. Astăzi Iisus a plecat în Egipt și a scăpat, preamăriți în fraielor și frântați păstorilor.